Este o întrerupere temporară pe promul de resurse umane, o întrerupere care se va finaliza atunci când reverificăm anumite proiecte din șantionul Comisiei Europene. Eu estimez că undeva în luna mai putem din nou retrimite Comisiei Europene cele de rambursare și sumele care sunt acum la Bruxelles vor fi rambursate României. Când a fost ultima cerere de rambursare venită către România pe post drum? Ultimele au fost trimise anul trecut, în decembrie, și una dintre ele este astăzi în curs de verificare. Dar eu să folosiți acest prilej pentru doamna comisar să puneți întrebări, că noi ne mai întâlnim. Și pentru doamna comisar, vis-a-vis de post-CC care intră la dânsa în parohie, ca să zic așa, a fost acea întrerupere de plăți pe axa 3 a post-CC-ului, care înțeleg că persistă. În 27 februarie, domnul ministru, în speță ministru, a trimis, înțeleg, un răspuns la DigiRegio. Dacă ne puteți spune în ce a constat acest răspuns și cum îl evaluați în momentul de față? Tot ceea ce pot să vă spun este că, în general, în toate statele membre, atunci când există suspiciuni, se întrerup plățile. Până la clarificarea situației, avem un raport de audit al Auditului Național, în baza căruia, la sfârșitul lunii martie, se vor lua decizii în legătură cu ridicarea acestor suspendări sau alte suspendări. Este o practică curentă în toate statele membre de întrerupere a plăților, efectuarea de corecții financiare. Nu vă pot spune în mod particular, pentru că sunt sute de proiecte. Sigur, în România este important ca tot regulamentul să fie respectat, ca și în toate celelalte țări, dar speranța noastră este că România va veni cu răspunsuri și corecții financiare pentru ca aceste suspendări să fie ridicate.